Steaua e lider în Liga 1, chiar dacă are două meciuri mai puțin. Restanța cu Astra se va juca pe 22 decembrie, cu 3 zile înainte de Crăciun. Meciul cu Chiajna va avea loc la anul în februarie. Ducadam n-are nicio grijă. Zice că steliștii vor defila spre titlul 25. Eu cred că Steaua, dacă își va ține ritmul, nu va avea probleme în câștigarea celui de al 25 de titlu. Nu văd niciun altul că e capabil să pună probleme. Sigur, ei poate să fie acolo. Cred că lupta se va da pentru locul 2. Imediat după pauza provocată de meciurile naționale, Steaua va întâlni viitorul lui Hagi. În mai s-a lăsat cu scandal. Steliștii au pierdut cu 5-2 în Ghencea și au fost acuzați că au trântit meciul. Gigi Becali a plecat în repriza a doua. A vrut să fugă din țară, dar a fost oprit pe aeroport. A doua zi a fost arestat. Viitorul, trebuie să fim sincer, nu mai are echipa de anul trecut. Am făcut destul de mulți jucători valoroși. Probabil că anul acesta, dacă vom învinge noi la vreo 3-4 goluri diferență, vor fi din nou sus picior, că ne-au dat meciul. Asta e România. Ne-am obișnuit.